de chifteluțe și preparate care se fac pe la mesele românești. Nu te gândești neapărat la un platou și după aia la mezeluri și prânzituri cumpărate de alimentare, tăiate bucăți pe acolo, puse da valma. Nu-mi place. Nu mi-a plăcut niciodată chestia asta cu platou românesc. A, nu e românesc. La felul principal avem vită la capac, înăbușită, înnebunită, preparată, făcută cum trebuie, proaspătă, ca să alunece pe dantură. Mă, nu am auzit de preparatul ăsta, poate la tavă, da, dar la capac nu. Cum adică să fie vită la capac? E cașcaval la capac. Cu cartofi natur și parcă mai aveau ceva cartofi pe ei. Unt. Cartofi natur cu unt. Ca să dea un gust de boieri, să le placă colegilor. Eu sincer cred că Răzvan o să ne surprindă și cred că o să ne gătească ceva tradițional, zic eu. Nu știu. Un meniu românesc, că el așa pare. Și că i-ar plăcea bunătățile culinare românești și mă aștept. Sincer, mă aștept să mănânc ceva foarte bun. Mi-e poftă de o salată și sper că o să avem garnitură salată, că e cel mai sănătos și cel mai bun lucru pe care îmi place să mănânc la masă. Tot la felul de bază, o să fac și piept de pui la grătar, un pic picant, cu legume trase la tigaie. Frumos, cum se face. Mă aștept la orice, la masă, la cina, la Răzvan. Ca desert, am pregătit o rețetă care o știu de la mama mea, care pe mine de fiecare dată când o mănânc, mă termină psihic, nu mai pot să gândesc. Este vorba de un tort. Tortul casei, spunem noi. Și este foarte, foarte, mega, extra bun. Nu-mi spune nimic ca un tort preparat așa în fugă de cineva care a mai făcut în viața lui tort, n-are cum să fie bun. Poate să fie, știu eu, cu blat cumpărat din comerț, cu o cremă de aia budincă, de aia care nu-mi place deloc, și cu un sirop, adică ceva zeamă, zămătișe din aia, din concentrat cu apă, cu... Nu, nu-mi place. Domnul Horia, vă rog să nu mă criticați, pentru că este pentru prima dată când gătesc. Deci, țineți cont, prima dată. Prea dimineață, bună dimineața. Mergem la piață să facem cumpărăturile, nu știu cum o să mă descurc. E prima oară care merg la piață, de când mă știu. Am mai fost când eram mic cu mama de mână, dar nu mai țin minte cum e. Ești tu boier, dar hai să vedem dacă te descurci. El e un tip descurcăreț și indiferent de situația în care este pus, o să știe să facă în așa fel încât să iasă totul foarte bine. Ah, e pentru prima dată care vin la piață, sper să mă descurc. Forța fie cu tine! Horia, zi și tu ceva de bine. Maestru este în piață. Maestru pentru că, na, numai maestrii ajung la cireașe de pădure, nu poate ajunge altcineva. Cu listă de cumpărături, bineînțeles. E listă sau sunt versuri de la următorul hit? Ceapă roșie de apă, asta este, nu? Bună, bună. Patru bucăți. Cred că o să iau mai mult de patru ca să fiu sigur. Și asta, cinci am luat ca să fie bine. Ardei capia roșu. Care este? O sta legat la ochi, nu fi mâncat în viața lui un ardei, nu fi văzut în viața lui un ardei, de întreabă dacă are ardei gras. Poate așa o fi fost. Zâmbesc. Trei bucăți, vă rog, mai frumoși, pot să-i aleg eu? Ardeiul capia roșu ne trebuie la salată. Eu cred că boierul se descurce cel mai bine dintre noi toți la piață. Pentru că el e așa, știe cum să ia oamenii, știe ce să le zică, știe cum să-i facă să-l ajute indiferent de situație. Pe românile, piept de pui dezosat, trei bucăți, mai măricele așa. Pulpă de vită fără os. La colega. Să românile, un kilogram jumătate vreau de vițel fără os. Macră trebuie să fie. Pulpa de vită la tavă e un preparat foarte bun dacă este gătită încet la cuptor cu suficient lichid ca să o frăgezească. Este un preparat care necesită 3 ceasuri, dacă nu aproape 4, să fie încet, încet, încet gătită. Da, el zice că face la capac. Habar n-am cum poate să fie pulpa la capac. A, aveți și șorici. Șorici 300 de grame. Mi-a venit apă în gură când am zis de șorici.
șorici toamna? Păi nu sunt decât de la porc opărit. În niciun caz nu provin de la un porc din ăla așa, știi tu, tăiat pe bătătura țăranului și apoi pălit frumos, frumos. În acțiune! Mezeluri! Acum încep să mă conving de gusturile culinare ale boierului nostru Bibescu. Kaiser aveți? Da, da. Vreau și eu o jumătate de kilogram. E plin magazinul de mezeluri. Acolo pe garantar sus sunt o grămadă de ciolane de alea fumate, mai încolo Kaiser, bucăți de salam atârnate și șuncă și mai nu știu ce, să tot cumperi. Slăninuța afumată, jumătate de kilogram, vă rog, dar să fie cu mai multă carne, dacă se poate, că suntem carnivori, ne place carne. Vrea slănină, dar cu mai multă carne. Păi de ce nu cumpără jambon? Că slănina e slănină, e grăsime, nu? Așa trebuie să fie. Așa. Slăninuță cu ceapă roșie. Tobă țărănească. Tobă țărănească. Cam cât să fie? Cam 300 de grame, vă rog. Cârnați afumați, două bucăți. Două? Trei dați-mi ca să fie cu noroc. Cu siguranță seara asta o să fie hit până la capăt, pentru că el a văzut oricum cam cum stă treaba. Giulia, o fi văzut el șmecheria, dar asta nu garantează succesul. E mult de muncă până la un hit. Cumpărăturile sunt gata. Cam grea asta. Pregătiți de papa. Să facem frumos. Haideți. Sunt absolut sigură că el avea de fapt un carnețel undeva sub masă și nota acolo, deci asta nu trebuie să fac, asta nu trebuie să fac, asta trebuie să fac. Și în seara asta sunt absolut sigură că o să ne dea pe spate. Am ajuns și la mine în bucătărie. După cum v-am spus, nu am gătit niciodată, dar o am pe mama lângă mine, scumpa mea mamă, care o să mă ajute astăzi. Vezi, când spune el în piață că o să gătim și o să pregătim, se referea la el și la mama lui. Și bineînțeles că nu o să facă el tortul, ci mama lui. Sper să fie pregătit blatul, să nu fie de la de cumpărat, că n-aș fi încântat. Și începem cu desertul, pentru că este cel mai greu, se face cel mai greu. V-am spus și mai devreme că e un tort preparat de mama mea, foarte, foarte, foarte bun. Să-i dăm bătaie. Cu ce începem? Sparge ouăle. Mă ceartă întâi. Sparge ouăle și separă galbenul și rindul. Hai. Ia. Încearcă, aici deasupra. Ușor să nu-mi spargi galbenușul, gata? Gata. Răsoarnă-l aici. Da? Gata. Aici te rog să-mi pui 3 linguri de ulei. Boierul, e tot boier, trebuie să aibă și niște ajutoare, nu? Treci la mixer, trec, da? Trec la mixer. Și te rog frumos să bați albușul ăla spumătare, da? Unde? Cum se dă? Acolo. Nici măcar atâta lucru. Ține-o pe loc, așa, la viteza cea mai mare, da? Bat albușul și iese o spumă. Asta-i frișca? O bezea. Asta-i frișca? Ca o bezea. Ca o bezea. Faci blatul acum, omule. O bezea, facem blatul. Cred că nu voi avea ce zice despre mama lui Răzvan, pentru că așa îl cheamă pe boierul nostru Bibescu. Văd că se pricepe și este o gospodină, e clar. Pentru că te descurci, eu trec la spălat de vase, da? Și ce mai fac? Nu, continui, acolo că e atât de ușor. Și până când fac aici, până mâine? Până când se întărește, da? Am înțeles. De mâncat știi să-l mănânci. S-a speriat, îl lasă singur acolo, cu albușurile și eu ce fac acum? Bă, te înainte la albușuri. Acum te rog să pui zahărul. Dar nu tot odată. Cât un pic? Da. În rețetele franțuzești învățăm că este bine atunci când facem bezea. Merengue français, spune. Adică albuș bătut la rece împreună cu zahăr. E, în rețetele respective ne învață să punem la început, deci după ce albușul e un pic bătut, să punem un pic de zahăr pudră. Ia-mi, te rog, făina și amestecăm cu două lingurițe, cu două linguri de cacao, da? Va fi un blat de cacao. Văd că amestecă făina cu cacao. Foarte bine că le omogenizează la rece, înainte
a le combina cu ouăle. Acum răstor totul peste alboși, da? Și amesteci. Acum preparăm blatul. Cum amesteci? Nu amesteci așa. Iei de jos în sus, da? Așa. Da, și vezi ușor să nu-mi împrăști făina, da? Gata. Trebuie să fie bine omogenizat, da? Să nu ne trezim cu o bucată de făină chiar în gură. Așa, uite, vezi? Adică doar încorporezi făina în albuș, în amestecul de albuș. În felul ăsta nu se pierde aerul care a fost încorporat de bezea, ci doar se combină ușor. Pentru că prin coacere, cocoloasele, eventuale cocoloase de făină și cacao se vor disipa. Gata? Da. E ok. Acum îl punem la copt și îl lăsăm 20 de minute. După care îl dăm la rece și pe urmă îl umplem, da? Gata, așa facem. Hai, te rog frumos să caramelizăm niște zahăr, da? Ia. Ia scoate tu o lingură de aici. Va să zic că va fi o cremă caramel, o cremă cu zahăr ars. Caramelizăm zahărul. Pentru ce îl caramelizăm? Pentru sirop. Pentru sirop. Siropul care se toarnă pe blatul de la tort. Aha, stai puțin. M-am înșelat. Nu este vorba despre un crem caramel, ci este vorba doar de sirop cu care însiropează blatul. Deci blat de cacao cu sirop caramel. Bun, foarte bun. Felicitări. Hai să facem crema, da? Hai să facem crema. Zahărul lăsăm aici? Uite aici. Cât da. Timp îl lăsăm? Sper că nu vrei să-l lași până iese fum, da? Nu-l las și până mâine, așa. Nu-i problemă. Hai, pune-mi aici 8 linguri de zahăr. Tot rase? Da. 8? Deși mi-a mărturisit că nu prea știe să gătească, știu că are un as în mânecă. Adică o are pe mama lui, care mi-au povestit toți că știe să gătească foarte bine. Sunt sigură că o să-l ajute sau o să-l învețe în acest scurt timp să gătească ceva bun pentru noi. Punem 2 linguri de făină. Rase sau cu vârf? Cu vârf. Și cacao, da? Cât cacao? Păi punem 4 linguri de cacao. Mari? Dar nu vezi cum te duci. Asta cu... e bună? Acolo sunt 2. Așa vezi tu, așa mănânci. 2 și 4. Răzvan n-a spus nimic. Ceea ce mă face să cred că da, într-adevăr, mama așa mănânc. De aia așa de gras. Papa bun. Deci. Aici ce-i fac? Deci omogenizez. Ca să se amestece foarte bine. Omogenizez. Da. Și eu atunci o să-ți aduc niște apă. Vezi cum se face dulcele? Cu tot zahărul, am înțeles. Cu tot zahărul. De-aia suntem o familie de slăbuți. Grași și frumoși, da. Să vedem ce ai făcut aici. Am făcut bine? Da. Hai, mestecă. Eu stând așa și analizând prestația mamei lui Răzvan, că Răzvan e doar acolo, mâna care amestecă, știu eu, în cremă sau în zahărul caramel, deci analizând prestația, cred sau o suspectez pe doamnă că lucrează în mediu, în domeniu. O fi bucătăreasă pe la vreo cantină, pe la vreun restaurant, pe undeva. Sau o fi lucrat așa ceva. Așa am eu o impresie. Am făcut și aici. Încercăm să facem o cremă de ciocolată, să umplem tortul ăla preferat al tău. Așa da? Zic. Mânca la mama pe el. O punem aici lămâia? Da. Să dea un gust acrișor? Da. Știe, știe. Așa cum se îți pricep. Place, nu? Ia să vedem. Ia să vedem ce avem noi. Hai, aici. Dă-i bătaie. Facem cacao, crema. Ia vreau să te uiți la zahărul ars. E... S-a ars de tot? Nu. Lasă-l acolo, te rog. Hai. Gata. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat cu zahărul. Prea mă pricep eu așa, dar... Încerc. Măcar îmi dau silința. Privindu-l pe Boier Bibescu și văzând cu cât drag îl ajută mama să și gătească, mi-l imaginez mititel, știi? Deci nu mai Boier Bibescu ăsta cu barbă și cu ochelari și cu șapca în toată invers, și un mititel. Mama, am venit acasă.
Ia treci, băieluțule, încoace, Răzvanel, alu mama. Și mama are un platou mare cu soldăței. Din pâine cu unt, cu salam, din pâine cu slănină, că de-aia îi plac așa, rondele frumoase de șoric, soldăței cu pâine cu brânză, toate și le papă Răzvanel. Da. Ce te uiți la mine așa? Și ți-i făcea tot la fel? Da. Frumoasă și emoționantă povestea, dar să nu ne lăsăm furați de aducerea minte. Să gătim! Mama a plecat un pic și m-a lăsat singur. Să nu plângi, să nu plângi, băiatul meu, să nu plângi. Nu prea știu eu cu ceapa și cum să o fac, cum să o curăț. Habar n-are să curăță ceapă, deci chiar nu știe. Este prima oară în viața lui că curăță o ceapă. Fantastic. E băiat mare, dar vezi dacă mânca numai soldăței. Oare de câte cepe avem nevoie? Să mai curăț una mai mică și gata, că deja îmi dau lacrimile. Uite cum învață omul. Dar ăștia cu ce s-or curăța? Că am văzut la mama o chestie de-aia. Cu cuțit? Păi curăț, o să-mi rămână un cartof atât. Deci mă pricep și la cartofi. Doar că cred că la final coaja o să fie aia mai mare. Mi-a intrat sudoarea în ochi. Și mă ustură rău de tot de la cartofi. Și ceapa am tăiat-o mai înainte. De ce, domnul Horia, ustură cartofi? Cartofii nu ustură, ci ustură ceapa și cojii de ceapă care sunt lăsate pe masă acolo. Și el, fiind deasupra lor, inhalează aroma sau parfumul emanat de ceapă sau, știu eu, gazele. Limuzinei din această seară îi lipsește ceva, o piesă esențială. Nu mă gândesc la bujii chiuloase sau alte biele manivele. Mă gândesc la imaginile din interior care, dintr-un motiv sau altul, lipsesc. De fapt, ele există, dar nu le-am mai băgat ca să ajungem mai repede la cină. Ce mai facem acum? Gazda noastră, bucătarul nostru din această seară, o întreabă pe mama. Mamă, ce mai facem acum? Pun eu astea? Da. Unde trebuie să le punem? Trebuie să le punem să le înăbușim cu puțin ulei de măsline. Și le tragem la tigaie. Asta? Vrei să pui tu? Da, să hai, pun și eu. Hai, să fac și eu ceva. Genul acesta de sote de legume nu se face cum l-a făcut Răzvan, cum îi propusese mama lui, ci se face în buchete mai mici, câte puțin sotate pe rând și după aceea scoase pe o hârtie absorbantă. Nu toate, căci se înnăbușe și își pierd din proprietăți, dar și din forma plăcută. O să fie un terci. Nu va fi rău, dar mult mai frumos e să-l sotez așa, să fie crocante câte puțin și apoi sărate, condimentate în final. Știi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Crema asta eu cred că a înghețat. Nu, s-a făcut ciocolata. Cioco? Păi nu se mai mișcă ăsta sau nu trebuia să-l lase? Ai uitat-o acolo, nu? Da. Nici măcar atâta lucru. Mă ceartă. Da? Ai grijă, băiule, să nu mănânci bătaie. Mare așa cum ești și nu mai ca pe zi soldăței. Ai putere, Ciocă. Te rog frumos. E, acum ar trebui să o moaie pe Ben Marie. Altfel s-ar putea să îi se brânzească. Mi-ai făcut-o de oaie. Papa! Nu mai țipa la băiat. Lasă-l că nu-i devină. Mâncă-l ard nenea pe el. Pe el de tort? Sau la ce te referai, dragă Horia? Nu mai contează, pentru că s-a cam terminat gătitul. Aranjăm masa și așteptăm musafirii. Gata, am terminat. Să aranjăm măsuța la băieți și la fete, ca să fie frumos. Sper să le placă. Văd acolo pe masă o carafă cu ceva în ea roșu. Mă întreb, o fi vișinată, afinată, vin? Ori numai oțet simplu, așa, știi? Gata! Mă duc să mă schimb și revin cu forțe noi. Păi eu știu că boierul, de obicei, când își invită prietenii pe la el, face niște mese foarte mari în curte. Are o curte destul de măricică și sper din suflet să ne primească și pe noi tot în curte. Cu toate animăluțele de pe acolo. Boierule, boierule! Poți?
thank you. Aioka, yes. Poftiți. Doamne. Poftiți, vă rugăm. Dacă n-ai fost pe fază, m-am descurcat eu acum, ce să zic. Ah. Hai să mâncăm. Dragă, dreapta. Sper să ne dea ceva bun de mâncare, când mai pot. Ceva bun. Bun și sifonos. Că ne-ai foame, boierule. Băi, eu nu știu dacă mai intru. A, nu, e legat, e legat, e legat. Hai, Tibi, băieții, invitații. Băi, ce faci, de când vă aștept? Ce fel arăți? Ați întârziat. Deci după cum arăți, mănânc bine, rău de tot. Nimic. Nu știu, nu știu, nu știu. Veniți încoace să vă salut. Mă, ce trebuie? Primirea foarte, foarte la locul ei. Și mi-a plăcut cum arăta. Ne-a primit așa îmbrăcat chic. Adidas și sunt fiță, pălăriile, șepcele, tot este foarte, foarte, foarte tare la el. Îmi place. Sper să vă mulțumesc. Poți să ne mulțumești acum și plecăm. Mă bucur că ați venit. Luați un loc să servim o palincă boierească. Aici, aici. Hai, tu stai aici. Foarte drăguț că a început cu palinca. Știu că e o chestie care foarte mulți oameni aici în România începe masa cu o palinca. Știu, tatăl meu, fratele meu, îi place foarte mult. Dar eu nu beau palinca, dar îmi place ideea de palinca. Hai, noroc. Și vă mulțumesc încă o dată că ați venit bine la mine la masă. Da, asta e casa ta? Bine. Cu cățelul, da. Îmi place. Că era să mă muște câinele. Am crezut că palinca. Ben? Deci deja intrarea e proastă, era să mă muște câinele. Da? Deci trebuie să fie mâncarea beton. Băi, eu zic că a fost bun. Tu ai dat shot? N-ai? Bun? Din reflex. Țuica a fost bine aleas. Foarte bună. Nici prea tare, nici prea slabă. Eu n-am emoții. Nici eu. Mă simt atât de deci bine, poate să fiu orice. La tine n-am avut. Ia să vedem la ce avem noi aici. Nu cred. Dar ce avem noi aici? Băi, du-te, bă. Să luăm șervețele, că n-are sens. Servim fete. Ah, e unul întreg pentru fiecare? Aaa, nu cred. Aaa, cu șunculiță. Ce tare. Ce putem noi să ne ce mănâncă și scobiola astăzi, în sfârșit. Și eu, n-ai cum. E bine. După seara trecută, și eu și Tibi ne-am dorit din tot sufletul nostru să gătească ceva boierul, ceva tradițional, să mâncăm și noi ceva bun. Ca seară, aseară trebuie să recunosc că am ajuns acasă și mi-am făcut 2-3 sandwich-uri, că mi-era foarte foame. Nu că mâncarea n-ar fi fost bună, nu. Doar că nu mă săturase. Ia uite și muștari de Dijon. Este bun începutul? Stai că încă nu am gustat. A, nu ați stai că eu pun aici. Eu zic să începeți cu șoriciul. Bine. Și cu șunculița. Bine. Cookie. Cookie? Cookie. Cookie, ești cu minte? Da, uite, Cookie vrea să doarmă. Iubesc animalele și chiar mi-era dor de afecțiune de la un animal. Mă refer la un câine sau o pisică, că mă tare drag. Iubirea lor este unică. Bine, mănânci tu prima dată și dacă îți rămâne, îi dai și ce bun e șoricul. Și șunculița. Deci șoricul este... În sfârșit mănânc și ce bine că te-ai gândit că am fost astăzi la sală și... Dar ăsta e... Ce avem să mă duc și mâine. De șoric și ăsta e de porc și ăsta e cu ce? E tot porcul e la noi pe masă. Da? Da. Este un meniu românesc. De la țară. De la Cluj. Mamă, ce bun. Foarte bun. Bun. Am ales bun. Un vin. Foarte bun. Păi ia să vedem. Păi hai. Sper să vă placă. Și chiar v-aș servi cu un pahar de vin. Ca să... Hai. Ca să fie frumos. Să fie bine, să nu fie rău. M-a nimerit într-un mare fel antreu. Într-un mare fel. În sfârșit, după două zile, mănânc și eu ceva. Ce ți-a plăcut? Vin. Sonia? Da, mi-a plăcut, dar nu mănânc șuncă sau stălină. Ok. Că nu-mi place. N-ai încercat niciodată sau ai încercat și bă, da, am încercat și nu-mi place și nici nu-mi place ideea. Nu știu de ce. Dar șorici ai încercat vreodată? Da. Nu ți-a plăcut? Nu. Poți să guști măcar atâtica, să vezi dacă e pe ala care l-ai mâncat. Mm-mm. Puțin. Lasă-mi face să nu mănânci, e perfect. Așa cum ai făcut tu ieri cu icrele, nu? N-ai bun. Putut nici eu nu pot. Bine. A, am înțeles de ce nu poți acum. Ți-a tras-o, gata. Să știi că eu am gustat din icre. Eu nu mănânc slălină și șuncă și
drob sau nu știu ce am mai fost acolo, dar am mâncat ce mănânc eu, adică salam, roșii, castraveți cu pâine. Nu mănânc că nu-mi place. Am mai gustat, dar nu e de mine. Haideți să ciocnim un pahar. De cap, pentru că asta era. N-am mai pregătit o surpriză. Să ne ridicăm. Eu am fost la sala. Surpriza serii. Cu mine nu vrei să dai noroc sau cum, că nu surpriza mea pentru voi. Ți-am dat hanorat. L-am adus pe Adrian Țuțu. Bună! Mă, tu între timp ai crescut. Țuțu, cred că a crescut între timp și a lucrat un pic la corp și a făcut niște tatuaje, între timp arată bine, a progresat și profesional. Nu l-am auzit niciodată lângă mine așa de aproape și să dau seama de cât de profi e. Cum ar fi să te trezești milionar peste noapte și să vezi cum belelele toate se iau de mână și pleacă departe, că toate au termen de valabilitate. Cum ar fi să fii pe plajă la Miami cu cea mai tare tanti care să-ți spăpi banii? Cum ar fi să fii într-o secundă star și la tot ce ai visat să devii proprietar? Cum ar fi să conduci o mașină fină, atât de fină ca prezența feminină? Știi că poți face tot atâta timp cât sper, nu mai contează nici ziua de ieri. Un superstar, dar n-ai habar, dar n-ai habar. Știu că pot, știu că pot să fii un superstar, dar n-ai habar, dar n-ai habar. Știu că pot, cum ar fi să. M-a plăcut foarte mult surpriza noastră în această seară. Adrian este foarte talentat. Îmi place tot, și voce, și imaginea, și personalitatea, și tot. Și aș vrea o colaborare, așa că trebuie să vorbesc cu Răzvan. Cum ar fi să fiu cine vreau să fiu, să mă învârt în jurul lumii îmbarcat într-un taxiu? Cum ar fi să nu muncesc deloc, dar să câștig cât iau alții 1000 la un loc? Cum ar fi să îmi iau o insulă departe, să petrec noapte de noapte, să gândim pozitiv, indiferent de ce zicem, să fiu afirmativ? Știi că pot să trăiești din plin, viața contează. Știi că pot să așa te caracterizează. Știi că pot să crezi în ultima speranță. Știi că pot să ai totul tu de la viață. Tu poți să fii un superstar, dar n-ai habar. Știu că pot să fii un superstar, dar n-ai habar, dar n-ai habar. Știu că pot, cum ar fi să. Mie mi s-a părut foarte interesant momentul lui Adrian Țuțu. Na, noi ne știm că suntem din aceeași gașcă, știam piesele, m-am bucurat să le aud din nou. Ne-am distrat, am dansat, am încercat să mai dăm jos câte 150 de grame din tot ce am pus pe noi în seara asta. Ați găsit și felul 2. Nu știu dacă să am loc. Mie e frică. Mie nu. Un pic. Uite așa deocamdată. Felul 2, adică salata de la felul 2. Salata. Așa. M-am speriat. Revin. Mie mi-e frică. Bine arată. Asta mirase super bun, dar nu știu ce e. Sunt legume. Vezi, bun a gătit el toate astea. Nu știu ce să zic. Nu cred. Nu știu cum să le așez. Și? Stahat, hai să te ajutăm. N-ați văzut nimic. Ce faci? Am gustat. Puiules pentru fete, în cazul în care nu vor să mănânce vită și vită. Vită, direct? Vită. Ce cu pui? Ce ne e pe noi cu pui? Foarte bine arată. Tot. El a făcut toate astea? Nu știu. Nu știu, trebuie să le întrebăm. Și? Opțional, muștei, în cazul în care doriți. De ce la alese? Vă luați voi din fiecare ce vreți. Cum vreți să combinați? Eu nu cred. Aș minți să spun că eu am făcut singur toate astea. M-a ajutat mama. Ce mamă pricepută ai! Foarte! Mai venim la tine! Da. Ne place. Eu vă rog să gustați vita, chiar dacă nu mâncați vita. E foarte pricepută la vită. La vită m-a ajutat un pic mai mult, trebuie să recunosc. Hai, pentru că e un meniu care mie îmi place foarte mult. Știam că boierul nu prea gătește așa, de asta mi-a fost un pic fricuță.
că am zis, Doamne, să nu cumva să vrea să gătească pentru această cină, mai bine o lasă pe mama lui, că auzi, sunt numai lucruri bune. Bravo, bă, băiat! Ne place despre tine. Dă-i și mușteiu, te rog. Mușteiu foarte bun. Ia. Eu l-am făcut opțional. Am zis că poate. Ne place opțiunea ta. Adică mie îmi place. V-am spus că la mine o să mâncați mâncați. Ai gustat din vită? Nu. A, nu? Din... Vita. Din legumele la tigaie. Vita, vă rog să gustați din vită. Bună, Vita, da, este foarte bună. Așa. Ia uite cum se taie vita. Vita e... Clar nu e rudă cu vita mea. Vita îmi place foarte mult. Și mănânc vită și curcan cel mai des. Așa că a fost perfect. E bun. Așa bun? Doamne, ce m-ai speriat. Doamne. Vrei și tu, papa? Nici nu pot să mănânc de emoții. E bine de tot. Vă mulțumesc. În sfârșit, după două zile, mănânc și eu ceva. Te dau cu capul de masă, vezi că ești bine, pe cuvânt, acum, abține-te. Ai mâncat foarte bine și eu și alaltă, lasă așa. Ce note dai și tu, Lorenzana? Notă 10. Salata a fost bună, chiar nu am ce să comentez. Cartofii de natură au fost foarte buni. Și legumele la tigaia, care nu le mănânc de fel, dar și le-au fost foarte bune. Bune, rău de tot, dulci, deci știi cum erau, perfecte. Adică mi se pare că a fost destul de sănătoasă masa. Și oricum, ce să guști mai întâi din atâtea bunătăți? Nu, n-aveai cum, nu. M-am prietenit aici cu cookie. E așa, cookie? Bună. Vezi că eu am venit cu entuziasmul să mănânc la grătar. Mă bucur, gustă-l. Plită. A, nu pot să cred. Mă așteptam să fie, fiind la curte, un grătar cu cărbune. Și chiar eram pregătit să... M-am venit așa, am îmbrăcat mai de grătar. Să fie un grătar, na, să mă murdăresc pe mâini, să-mi dau pe la gură, să mă deghizez în... Surpriza cea mai mare a serii este următorul single, Adrian Țuțu. Sper să vă placă noul single al lui Adrian Țuțu. Nouă ne place foarte mult. Toți care l-au ascultat s-au declarat fani această melodie. Se cheamă Clubul. Punct. Mi-a plăcut, sincer. Mi-a plăcut și îmi place piesa. Noului singer, cât am auzit un pic din el, m-a mișcat. E bine. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La desertul! Și roz! E ziua noastră! Cea bună! Roz, mă! Puteți să vă faceți o poză cu el dacă vreți. Frumos! Păi nu, că e o prăjitură gen tort. Nu trebuie lumânare. Nu e chiar așa. Cu ce? Nu e chiar așa. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dar cireașa unde? Dar cireașa? Trebuia să fie unde e roșu? Roșu e făcut. Asta e roșu, cireașa, dar de la lumină, nu, de la lumină se vede roz. Am înțeles. Păi hai să-l tăiem. Cred că fofurile astea sunt prea mici. Cred că mai am ceva să vă aduc. Nu cred. Ba da. Refuz să cred. Dar ca să fie după tort, dar vi le aduc acum. După tort? Mamă, ce mai aduce băiatul ăsta, m-a zăpăcit? Nu știu, dar cred că o iau pe mama lui acasă. Nu? Pentru că asta nu prea... Dacă era mai slăbă,
Să vezi, să poți să mai zici, deci nu, sunt cucerită. Da. Fetelor, n-am ce să mai zic. Tu n-ai ce să mai zici, mi-e frică de tine. Sau, mă rog, pentru tine. Eu am mai băut două. Dar mersi. Vă las să le bezi voi. Ce tare. Și să vă servesc cu desertul. N-a lăsat fără cuvinte, cel puțin pe mine. Mie nu-mi place, nu-mi plac dulciurile în general. Nu prea mănânc dulciuri, mănânc doar torturi făcute în casă și cu tortul ăsta pot să spun că am mâncat cel mai bun tort pe care l-am mâncat vreodată în viața mea. Mamă, mi-a dat într-un mare fel temelie gravă de aia. Deci eram, știi cum, pe sufletelul meu a venit cu cafeluța aia. Mamă! De gaz! Dar ai tăiat niște felii, adică pe... Ca la băieți! Mamă! Să fie bogăția și Doamne ferește! Și am gustat din tort. Deci după ce am luat o gură de cafea, nu mai simțeam cafeaua deloc. Foarte bun și însiropat și dulce și... Ferească Dumnezeu! Este foarte bună, wow. De ce nu mai... Foarte bună, adică un sirop maximă, așa cum îmi place mie savarinele și am...